De când am început eu să prezint mașini chinezești pe canalul Mașini cu Luci Pope, mi-a scris în comentarii: du una la Craiova, du una la Craiova, du una la Craiova, du una la Craiova, să vadă și Mihai. Ia uite, bă, că de Crăciun v-am făcut și atât vouă cât și lui acest cadou. Da, de la SUV Cars, de la suvcars.ro și de la suvcarsbucurești.ro, că acum există și în București, noul Fengon 500, care e varianta termică a lui SRS3, pe care ați văzut-o pe canal, că era electrică. Așa că nu mai lungim, de la Craiova, Mașini cu Luci Popa începe. Și nu uitați, dacă iarna aceasta vă duceți acasă, la rude sau aveți treabă prin țară și aveți nevoie de un mijloc de transport, da, intrați pe mașinilacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online, de la proprietari verificați din toată țara. Sau, dacă aveți o firmă de rentecar și vreți să vă creșteți vânzările, sau să aveți tot managementul firmei într-un singur loc, dați-le băieților de la Mașini la Cheie un mesaj, aveți linkul în descriere! Unde ești, bă? Bă, Mihai, dispăruși! Nu, nu, sunt aici. Unde ești, bă? Bă, Popa! Da? Ai zis că vii cu o mașină chinezească și ai venit cu 7-8. Bună asta! Deci, pe bună, în mașina asta sunt 7-8 alte mașini. 7-8 alte mașini? Sunt curios pe care le găsești. Le, mai ales la interior. Bine, și la exterior, că dacă te uiți din față, grila asta seamănă cu Hyundai Tucson. Hyundai Tucson? E, puțin, dar asta a apărut înaintea Tucsonului. Înseamnă că Hyundai Tucson seamănă cu ea. S-o seamănă cu ea. Partea de jos nu seamănă cu modelele Volkswagen. Nu știu, nu prea îmi vine, sincer. Adică dacă le iei să ne analizezi, sigur găsești ceva idei, ceva, nu știu. Faptul că are carenaje de pâslă, da, la roțile din spate, înseamnă că nu seamănă cu nicio mașină românească. Așa e. Da, uite, chiar... Deși e făcută în... China, made in China. Unde în China? Păi nu știu, China e mare. Nu e în fabrica cu ping-pong. Nu, nu e acolo. Dar are și discuri pe spate. Cât costă? Bă, asta e 20.600. Asta e prețul ei. Făcută în China și adusă în Europa. Da, cu tot cu taxe vamale 10% și TVA 19%, cu tot cu profitul importatorului și profitul dealerului. Înseamnă că aia de se face aici și e 20 și de la 17.000 în sus, cât costă real? Asta nu știu. Contează și costul de dezvoltare. Aia nu e plimbată prea mult. Asta? Costurile alea de dezvoltare au fost... cum se spune? Până la loc, scapă cuvântul. Amortizate cu 20 de ani. Da. Că mașina asta pare din 2022. După forme, după... Are și un pic de tehnologie. Da. A apărut pe la final de 2019 în China și e un produs global, adică se vinde și prin America de Sud, se vinde și prin Europa, se vinde și în Germania, importatorul e oricum german. Și omologările lor sunt făcute în Germania. Da, omologările sunt făcute vrem, în Germania. Vrem, nu vrem, ăsta este viitorul lumii auto. Da. Vrem, nu vrem să-l acceptăm, ți-ai luat jucăriile la tine. Da, trebuie să mai fac niște drumuri, cum s-ar spune, pe la niște prieteni, să le dau niște cadouri. Și asta e pentru mine. Dacă vrei, e pentru tine, în engleză. Top Gear Anglia. 2 ani garanție, se lucrează la o rețea de servisuri și la o garanție mai mare, dar Suceava, Iași, Odor, Hiu, Secuiesc, Târgu Mureș, urmează Craiova, mă, să fie reprezentanță în Craiova. Foarte bine. Da, București, Nord, București, Vest, da, pe calea Giulești, pe calea Giulești, doamne, pe prelungirea Ghencea 126, da, la Tulcea, adică ușor, ușor o să avem servisuri de mașini chinezești și nu o să ne se mai pară ceva exotic. Nu se ni se mai pare ceva exotic, știi? Vrem, nu vrem, și pentru mașinile europene sunt o grămadă de piese care se fac în China. Eu am cumpărat personal pentru mașina mea. Da. De ce nu? Adică Volvo S90 se face în China, Dacia Spring se face în China, telefoanele se fac în China, televizoarele se fac în China. Într-adevăr, sunt unele produse electronice specializate care se mai fac și în alte țări, știi? Dar cam în general doar totul se face de top în China, știi? China, pentru știi de ce se fac în China? Mână de lucru, ieftină, resurse multe, norme de poluare, deloc. Da. Pe data asta motorul ăsta este omologat, dar mai pierde vreo 8 cai față de versiunea aia a lor, știi? Ca să, știi, ca să poate să întrunească normele Euro 6, știi, deci dacă o cumperi. Dar sincer, nu arată rău. Uite, din spate... Nu arată rău, adică arată lucru din 2022, de banii cât de 20.000 de euro. Dacă deschizi, haionul și o ții așa, arată un pic ca Q5 din spate. Păi eu ce spus ai? Dacă 7-8 mașini în ea. Dacă îl închizi, fii atent aici, uite cum sună. Da? Așa, stopurile seamănă un pic cu... Kia. Cu Kia Sportage, da. Sau cu Exceed, cu Sportage-ul de acum două generații, știi? A, și uite o chestie mișto, pe care o vezi și la Audi, da?
Dar bine, și la alte mărci, BMW i3 și așa mai departe, da? Ai semnalizările aici, care sunt cu LED. Da, dar dacă deschizi portbagajul, automat orice lumină și stop și whatever se închide, se mută jos. Păi asta e normă de siguranță. Da, este normă de siguranță, dar vezi tu, nu știu dacă a trebuit să omologheze pentru Europa așa sau toate vin așa, știi? Și ăla de China. Nu știu dacă asta ține de omologare, că nu știu dacă la ei au. Oricum, asta e doar o chestiune dintr-un soft, da, dintr-un circuit electric. Exact, nu e ceva. Hai să vedem cum arată la materiale. Mașina măsoară aproape 4,4 m. E crossover compact. Crossover compact. Concurează cu. Concurează cu. Mai nici nu știu, că concurează cu bike-ul de l-am prezentat eu acum două zile pe canal, adică altă mașină chinezească. Ai zice că concurează și cu Duster-ul ca dimensiuni, e un pic mai mare, un pic mai măricică. Are anumite chestii de calitate și anumite chestii la care s-a făcut cost-cutting, că e normal, fiind o mașină de buget. Eu când am prezentat celelalte mașini chinezești pe canal, erau mai scumpe, știi? Și mai măricele și mai scumpe. Și de era 60.000 de euro sau cât era? 45.000, care erau... Wow! Păi o să vin și cu din alea dacă... Da, pe viitor. Dar uite-te la material, ia, ce zici? Ce să spun? Zi de asamblare de asta, dacă ți se pare că e ceva ne la locul său. Știi ce mă... Dacă zic eu, zice lumea că le laud. Nu, mi se pare... Bun, e o marcă nou creată. Cu o calitate de mașină de buget. Uh-huh. Dar parcă e prea mult copiat de la ăla, de la ăla, de la ăla, de la ăla. Adică, ăsta e ca de la Mazda. Da, eu zic că ăsta e ca de la Mercedes. De Porsche, de Audi. Clima e ca la Nissan și ca la Dacia. Ceasurile sunt tot ca la Dacia, că văd că n-are turometru cu roșu. Are turometru cu roșu? Cum adică? A, are, da. Mi se pare că nu. M-am uitat în partea cealaltă. Nu, adică... are. Uite, butoanele astea sunt de Toyota. Chiar sunt. Da? Alea chiar sunt de Toyota. Mă rog, știi? Adică, da. Pe total, într-adevăr, dacă te interesează mașina ca obiect, preț, atâta dau, asta mă interesează un lucru nou care să meargă 5-7 ani. Hai să ne întâlnim la motor puțin, că și acolo sunt curios. Da, și o să vedem și la interior, pentru că mă interesează să-mi spui de spațiu. Deci de ce? Pentru că chinezii insistă pe spațiu în spate. Da, de două ori. Ca la BMW. Exact. Ca la BMW. What? Băț. Uite, avem băț antifonare. Nu-l mai punem. Nu-l mai punem. Da, avem un 1.5 cu mecanică simplă de origine Mitsubishi, care e aspirat, 106 cai putere, 147 Nm. Distribuție pe lanț? Lanț, capac de metal? Capac de metal, da. De asta e remuritor. Nu are nici cine știe ce putere, dar nici cine știe ce probleme nu poate să aibă. Exact. Nu știu ce ar putea să pice la ea. Și poți să-i pui și GPL dacă vrei. Compartimentul motor, atenție, vopsit integral și da. Donjeroane și semiaric. Uite, acum am văzut, nu e vopsea, știi? Exact, și la peretele de foc este pâslă. Da. Bravo. Asta cu vopsitul integral, da, mai rar. Bine, mai sunt acolo mici. Are și cutie de viteză automată? Da, poți să iei da CVT. Și e doar tracțiune față. Mai bine manual. Mai bine manuală? Mai bine manuală, ia fii atent, hai să-ți arăt de ce poți să-i pui GPL. Păi, pentru că e aspirat. Păi nu, că e aspirat. Și injecție și multipunct. Da. Portbagajul 318 litri. Nu n-o fi cel mai mare, dar are, de, dar are deschidere mare, pe cum vezi, adică poți să bagi. Pune una pe mochetă, fii atent aici. Da. Știi? Dacă are și roata de rezervă, chiar e... Are și roata de rezervă. Are și roata de rezervă și aici poți să pui... GPL-ul. Da. Aici un fel de zăpadă artificială ca să nu trâncăne, să nu zdrongăne. Și aici mai avem un material din ăsta care tot așa cred că e făcut de protecție. L-ai absorbat. Da. Pentru o mașină low cost și mulți... Ne vezi că ai ceva pe ea de nu lasă să fie. Nu mă, nu, trebuie să tragi de ea un pic. Trebuie să tragi un pic de asta. Așa. Da, la mine și trage tu. Bine. Rezervorul. Mie mi-au intrat 48 de litri de benzină în ea cu range aproape zero. Ai băzat pe banii tăi? Da. Și ți-a părut rău, bineînțeles. Nu, ai, chiar ți-a dat rău. O lacrimă. Ți-a tremurat cardul. E, naiba. 7 litri la 100. 1,7 aspirat, cât se consume pe o mașină înaltă. Da. Și nici greutatea nu e cine știe ce. Are un fel de 1200-1300 de chile. Da. Dai voi smurc în ea, că m-a zăpăcit frigul. Urcă-te și vântul din săptămânile astea. Că vreau să vedem interior, calitate, materiale, dotări. Chiar vreau să văd, dar fii atent, vreau să te urci în spate. Bă. Deci este foarte adâncă podeaua. Da? Vino să mă filmez de pe partea cealaltă. Da. Foarte ok. Uite-te cât e de adâncă. Bine, da. Hai că să zicem că l-am dat prea în spate. Dar uite, acum ai dat... Uite-te că poți să stai în ea. Uite, deci da. Eu stau cu picioarele întinse și scaunul nu e dat în spate. Aha.
Bravo China. Eu n-am stat în dreapta ca să-mi dau seama de chestia asta. E bravo China, sincer. Sunt berline de clasă medie în care stai cu picioarele așa. Da. Bravo China. Material moale, moale, tare, tare, buzunare destul de încăpătoare. Da, aici, moale, moale, cu cusături adevărate, adică nu e plastic cusut. Vezi? Este aici lipsește bure. Sunetul ăla de la... Da, într-adevăr. N-are click-ul ăla de Audi, știi, sau de Mercedes. Da. Dar nu, că ăsta seamănă cu Audi TT. Scuză-mă. Nu troznește mai mult decât Mercedes. Nu, chiar mai puțin. Aici, într-adevăr, material tare, da, este... E texturat, știi? Adică nu poți să pui materiale moi la o mașină de buget peste tot. Sau peste tot, știi? Suportul de pahare, dar fii atent aici. Ia uite, pune un aici. Da, unde atingi. Și unde atingi, da, e capitonat. Are un pic de burete, un pic de piele sintetică acolo. Volanul are piele perforată. Scaunele sunt din piele, o fie ecologică, dar e perforată. Cutia de viteze și motorul de unde sunt? Păi mă, motorul are origini Mitsubishi, dar cutia e chinezească 100%. Păi bă, Luci. Deci ăștia-s la prima cutie de viteză, sau maxim a doua. Așa. Dar este net superioară. Băi, eu n-am mai... Bă, crede-mă. Eu am mers cu ea sute de kilometri. Nu contează, dar vreau să zic, bă, să totuși să faci din prima un produs care e la nivelul unora care le fac de mult. Da. Da, da, ăsta scopul. Nu vorbim de, dar nu vorbim de aspect. Asta e ușor, să iei o planșă de bord, de colo, de la ăla, de la ăla. Dar mecanica? Și sunt curios că probabil că și merge bine. O să vezi. Pe... Nu vreau să merg cu ea. Nu, vreau să mergi. Eu te rog, eu să mergi cu ea. Cap, mi-e cam frică că mă trăznește. Ei, ce trebuie să te trăznească, mă? Nu e... Sfântul Volkswagen. Nu. Nu, că... Te trăznește în turbo, în ăștia, în filtrul de particule, Doamne ferește. Nu, Doamne ferește. Hai că asta e o, asta e o mașină sinceră, știi? Am păstrat... Cheia acum, are cheie, cheie. Da. De mașină, adică. Cheie de mașină. Bravo. Da. Păi cheie de mașină are cum să fie altcumva. Și iluminat ca la modelele vechi Hyundai. Da. Dar uite, vezi că și ștergătoarele sunt pe model vechi. L-ai văzut? Da. Uite, și asta a fost și la bike. Uite, le vezi? Dar să știi că își fac treaba. Și e 10 lei un ștergător din ăsta. Da. Da, are halogene cu lupă care bat mai bine decât LED-urile de pe Logan, dar să nu mai spui la nimeni. Da? Tu ai spus-o, eu n-am, da? Eu n-am mers cu Logan noaptea cu LED-uri. Eu am mers. Și ai zis că ești în Audi. Ei, nici chiar în Audi. Sunt niște halogene sincere, dar un halogen cu lupă mereu bate bine, știi? Adică n-am prea văzut halogene cu lupă să bată prost. Eu am un halogen cu lupă la Avensis. Știi? Într-adevăr, hai să spun de ce o să se plângă lumea. Fiind o mașină care se vinde pe piețele emergente precum Chile, Argentina, Rusia, Egipt sau China, da? Nu există normele de siguranță europene. Ceea ce înseamnă că mașina vine cu airbag frontal față, airbag frontal pasager. Da, stânga, dreapta, atât. SP are? Standard. Uite-te. N-are cortină. N-are lateral, dar uite, are loc de. Are loc de. Versiunea electrică SRS 3. Există și electrică? Da, de asta electrică. Și cât costă? 26. Și cât are autonomie? Aproape de 400. O mașină de dimensiuni ăștia? Da, mă, e identică. Și înaltă, așa? Da. Bă, tu n-auzi că e aceeași, are grilă, e aceeași mașină, același interior, același tot. Ți-o aduc dacă vrei. Piatul meu. Ți-o aduc. Da. Hai să mergem, ne primăm că m-a zăpăcit vântul. Vreau să te aici în spate. Asta e, vreau să văd dacă avantajul chinezilor e adevărat. Deci aia e poziția ta. Da. Da, vreau să treci în spate, să-mi spui dacă ai loc. Dacă... L-am dat mult în spate. L-ai dat mult în spate. Uite-te, față de... Dar e loc, uite, adică la limite. Dacă pot să merg și cu el puțin mai în față și atunci chiar e loc și pentru cineva de aceea statură și în spate. Ce să zic? Cusături, piele. Ok, nu e piele naturală. Ok, whatever. Știi? Dar îți dau totuși o ambianță de mai drăguță, așa. Nu zic că... Ia, cotieră are? Are, bineînțeles. Ba, dau încolo. Uite, bike-ul n-avea cotieră. Avea LED-uri și n-avea cotieră. Și cu suport de pahare. Da. Fii atent. Ia uite, dacă în mașina asta de 20.000 da. Se mai investește de către producător încă 10.000 pentru elemente de siguranță activă, pasivă, da. S-a terminat. Da. Pentru că niciunii nu au la 30.000. Păi da, deja la 30.000 îți cumperi modelul de top din gama păi de PSK, care are 7 locuri și e cât oare cu de mare. Bravo. 30.000. Sau îți iei versiunea aia gen X4, știi, Fengonul 5 de l-am prezentat eu, care acum e vreo 30-31 și arată ca un BMW X4, știi? Și oricum, e peste ca asta ca materiale. E interesant asta, capacitatea de a face lucruri. Ia de cheiuță. E în față. Fără a avea ta experiență, știi? Să faci totuși, te apropii, nu? Adică iei pe cei entry level. Fii atent aici.
mașina. Ba. Dacă spun. Și asta în ciuda faptului că n-are impuls. Înțelegi? Și gândește-te acum. Deci tu n-ai cheia băgată în contact și merg geamurile. Bine, se opresc după un timp. Dar tu n-ai impuls și n-ai nici... Ia. Eu sunt ușile deschise și de-aia. Da, sunt curios dacă merg geamurile să le închizi, da. Chiar dacă claxonează, vezi? Și tu n-ai impuls la geamuri, dar ai funcția asta din cheie. Asta e o chestie foarte rară la mașini. Bă, ce să zic? Mi-ar fi plăcut să aibă, uite, poți să ai la versiunile echipate superior, dar că în România încă nu vin, doar seriesul electric vine ăla full, ai priză de 12V în spate. Sistemul audio are 4 boxe, 2 față, 2 spate, nu e cel mai strălucit de pe pământul ăsta, că o să vedem la proba de condus sistemul de infotainment, când ne plimbăm un pic cu ea, știi? Dar așa nu poți să spui, ok, sună a tablă un pic aici, dar sună a tablă, nu a gol, știi? Ia să închidem și ușa. Ia, închide-o, dă tare. Dar nu sună la tablă, știi? Da. Asta e... Ok, și sunetele astea pot fi... Adică față de, de europenii care sunt la același nivel de bani, da. Nu știu, parcă pare mai mașină asta. Uh-huh. Într-adevăr, ori lipsi elemente de siguranță, dar nici într-una din aia nu ai mai multă siguranță, da, în caz de accident, știi? Basic, așa. De basic. Bine, n-are din alea active, știi? Și în comparație că ați văzut clipul cu bike-ul, care era cu 1000 de euro mai scumpă și nu oferea dotările pe care le oferea mașina asta. Înțelegi? Dar părea mai rafinat un pic la scaune, părea mai rafinat un pic la motor, părea mai rafinat un pic așa, hai să ne primăm cu mecanic, acest, dar nu oferea. Asta e cu 1000 de euro mai ieftină și oferă mult mai multe dotări. Hai să vedem ce și cum merge. Da. Punem preșurile, care nu sunt originale. Sunt doar niște preșuri așa. Dar uite-te aici, în spatele meu. Asta zic. Și are 4 metri 400, sub 4 metri 400, știi? Ia, trage de scaun. Trage de scaun. Cum se trage? Aaa! Testul. Ceva spune că nu se va mișca. Da. Păi da, pentru că China nu este Turcia. Trage preșul. China nu este Turcia, domnul Popa. Da, mă, da, China nu e... Nu e Turcia. Ei, și asta... Bă, dacă te hârtie, ai pinia pe aici, ce-ai făcut prin mașina asta? Poate că te hârtie. Mai e și o hârtie acolo, care a fost, cred că, tot ceva de... Nu, de al mașinii, de, da. De preț. Așa a fost. Da. Trebuie să-ți dau cheia, suporturi de... Ia, fii atent aici. Cotieră, da? Fii atent. Cu sută, dar fii atent aici. Ia uite. Magnetică. Da. Și destul de încăpătoare, da? Fii atent, magnetică. Bam. Bă, Popa. Mm. Deci, eu nu sunt un fan. Nu e pe adâncime, nu e. Mă rog, nu sunt un fan al mașinilor chinezești. Păi de asta ți-am adus-o. Except în Volvo. De asta ți-a... Bun asta. Da. Scaunul ăsta chiar e bun. Da? Și aici eu am loc, uite-te. Uite-te. Da? Ai loc? Uite-te. Adică scaunul coboară suficient încât să picioarele mele să aibă loc aici. Uh-huh. Și încât să mă dau mai în față un pic. Da. Da? Da. Și mai trebuie umblat la spătar. Da, cam așa. Ce-am observat? Când o pornești, o duce în aproape de 2000 de ture, știi, când o pornește, se facă startul. Te știi ce-am observat? Mm. Ce? Ai... Păi nu, ăla e doar de văzut. Deci ce se întâmplă? Știi? Ba. Tu selectezi clima și doar îți spune ce... A, doar ți arată, nu poți să-l și controlezi de acolo. Da, doar ți arată. Dacă te duci la media, atunci poți să controlezi. Dacă te duci la telefon, să nu apeși pe nume, pentru că sună. Deci dacă ai apăsat pe numele astea, sună. Pe cine numele... e Call Baby? E copilul meu. Ai copil? Am. Să-ți trăiesc. Să-mi trăiesc. Așa. Da, și poți să vezi aici tot felul de scutături. Adică... N-are Apple CarPlay, n-are Android Auto, dar are Car Auto, care e un fel de Apple CarPlay de China, știi? Lasă-l să meargă, că pare interesant, adică nu pare un ecran chiar. Lasă-l să vedem dacă merge această aplicație de GPS, de navigație. Bă, nu știu, cred că trebuie... Semnal de GPS cred că are, dar nu știu dacă are harda, știi? N-are cum să n-o aibă. Nu știu ce să zic. Aici, într-adevăr, la alte fengonuri mergea și era și în limba română. Dar cred că ăsta nu a fost Map Appearance. Bă, da, răspunde bine așa, știi? O fie mai simpluț așa, da. Eu n-am uite, e acolo, vezi? Eu n-am uitat în navigație că nu-mi trebuia. Dar, ia fii atent aici. Vezi stick-ul ăla, USB-ul ăla? Așa. O să pui un stick cu video și... Ai video in motion? Ai video in motion, fii atent, settings. Văzui că activa o chestie acolo. Da. General
sau unde era? Pe acolo. Aici, pe driving video. Pam, vezi? You can watch video while driving. Pe tu mergi, că eu stau. Pune centura. Și safety tips și mai multe chestii. Ok, ecranul nu are Apple CarPlay și nu are Android Auto și sistemul audio. Ce bine nu e. Că nu are. E, ce bine. Tu ești chinezul, tu să mergi cu car auto, știi? Ce e car auto? E un fel de Apple CarPlay și Android Auto și mai e Baidu Car Life, așa se mai numește. Dar nu merg cu niciuna din aceste... Car Auto și Baidu Car Life. Nu merg cu niciuna din aceste chestii. Dacă noi am fi Luci Popa și Mihai Popescu, atunci mergeam cu Baidu Car Life și Car Auto, știi? Baidu Car. Da. Aer condiționat, nu e climă. Nu e climă, da. Da, nu e climă. USB și priză de 12. Uite, trag și trag tare și nu se întâmplă nimic. Pot să-ți spun, pe măsură ce mergem, o să spun și punctele forte și punctele slabe ale. Apropo, ia cu mașina asta o lungă perioadă de timp. Nu. A mea. Ți-au dat-o ție? Da. Ce înseamnă să fii vedetă? Da. Mie nu-mi dă nimeni un suc. Prima mea mașină chinezească. Ba, culmea, tu vii și încerci. Dă-mi cola, dă-mi cola. Bă, dar unde lăsai cola? În parcare jos. Las că nu bea nimeni. Fii sigur că nu bea nimeni. Dar o luăm după aia. Că mai avem de filmat. Dar nu merge rău, să știi, e foarte easy, așa, foarte bine, cred că nici nu e o mașină grea, dar e ușurică, așa. Nu e nici grea și toate mașinile chinezești sunt setate pe ușurința conducerii, știi? Și scaunul este bunicel, să știi. Nu stai în cea mai bună poziție, așa, să știi, dar nu e un scaun rău, deci nu e un scaun rău. Nu. Și, pentru cine a văzut clipul meu cu bike-ul, bike-ul ăla avea niște scaune care te țineau mai, că stăteai mai bine în ele, dar n-aveai suport lombar. La asta e mult suport lombar, dar scaunele sunt mai fotolii, nu prea te înfunzi în ele, așa, știi? Bine, are și pielea asta ecologică pe ea, sintetică, cum vrei să spuneți. Fiecare mașină cu avantajele sale, asta îți dă mai multe dotări. Asta are cameră, n-are senzor, dar are cameră. De marșalier. Da, și ce am observat la mașinile chinezești, nici la bike, nici la asta, bă, n-au butoane iluminate de geamuri, dar au restul butoanelor iluminate, știi, doar alea de geamuri. La consum ai zis să nu umblăm, dacă l-ai tu... Da, l-am eu. 7,1 pe 700 de kilometri. Și n-ai buton de volum decât pe volan, vezi? Am văzut că n-ai niciun fel de buton pentru... Da, pentru volum, pentru, da. Nu, pentru unitatea multimedia, nu ai nimica. Decât pe volan totul. Radio, mode și așa mai departe. Și ăla e pentru, știi? Aha, uite, presiunea în roți. 2.4, 2.5. Range. 7.1. Și cât ai mers cu ea și viteza. Știi? Un ecran simplu cu informațiile minime. O să, nu știu dacă să încep acum să spun care sunt părțile bune și părțile rele la condus la mașina asta. Tu ai deschis geamul ca de obicei, stai să dau și un pic mai rece. Să fie. Ce să zic? Nu știu, părți rele. Păi nu, că ți le spun depinde eu. Ce așteptări ai la nivelul ăsta de bani? Da. Dar pentru cât costă, nu e prost făcută. Nu mi-a, adică așa la prima, la cât am mers și ne-am uitat, la cum am urcat eu și am studiat-o, n-am văzut lucruri rămase, bă, aici, uite, în mocheta neterminată, aici e ceva ne-ok. Da. Chinezii merg cu un pic de atenție la detalii. Hai să spun puncte bune. Ai gropi de nivelări și alte chestii, le amortizează bine. Orice, da. Hai că o vedem acum. O să vedem acum, da. Ușurința în conducere. Da, adică volanul e ușor, pedalele sunt ușoare, schimbătorul e precis, dacă nu încerci să schimbi ca Michael Schumacher, pentru că nu e un schimbător făcut să schimbi lejer, știi? Tutum, tutum, nu e vum vum Need for Speed Fast and Furious, știi? Așa cum îmi place mie. Poți să faci rev match cu el, dar nu prea e indicat, știi? Uite, se aude ok la uite. La denivelări. Tu văzuși groapa aia pe care ne duci acum? Asta zic că se aude ok și nu se simt vibrații în mașină. Trepidațiile, vibrațiile șocului nu se simt în interiorul mașinii, iar asta nu mă așteptam. Da? Pe de altă parte, bine, are și jante pe 16 mici cu balon gros la așa, anvelope Pirelli de iarnă, alea de vară sunt ceva GT probabil, dar ajută și asta, știi, balonul gros, dar nu transmite șocul în caroserie. Și asta nu te aștepta. E McPherson, e bară de torsiune pe spate, e ceva tradițional. Dar cumva au reușit să izoleze suspensia de restul mașinii. Ce n-au reușit să izoleze, în schimb, e zgomotul la rulare și la vânt. După 110 încolo, mașina începe să devină zgomotoasă, știi? Când turezi motorul, dacă îi dai până în... Eu nu am trecut de 5.000, că motorul încă e în rodaj și am să... Da, am trecut de 6.000, că acolo e linia roșie. Da. Dar e un pic zgomotos, știi? Și pe de altă parte e un motor care trebuie turat, fiind aspirat, puterea asta și cu cuplul ăsta. Dar dacă vrei să mergi liniștit și schimbi în 2000 jumate, 3000 cu ea, te poate răsplăti cu consum bun, știi? Altă chestie,
având 5 trepte și fiind un model care se adresează în special publicului urban, treptele sunt scurte. Știi? Cifre de 0-100 nu se știu, dar poate facem noi, știi? Poate 0-100. Nu. De ce nu? Bine, facem noi. Tu conduci, oricum te las la toarcele de acolo, de la spital, conduci tu. Da, când vrei tu. Altă chestie foarte mișto, dar ți-o arăt când o parcăm. Că trebuie să oprești motorul și îți arăt ce am mai observat. Da, oglinda este manuală, avem oglinzi mari, spre deosebire de bike, care nu avea deloc. Bike-ul părea o mașină un pic mai rafinată din punct de vedere mecanic, asta pare un pic mai rafinată din punct de vedere câine. Dotări, construcție, asamblare, chestii de genul ăsta, știi? Pe partea de infotainment, toate au ceva simplist, dar și am observat, mașina se conduce ușor, ea are aderență, are limitele sale, sunt un pic mai mari decât unde ai crede, iar la limită e foarte controlabilă. Se comportă bine, nu are reacții neprevăzute, să știi. Asta pot spun că am testat-o. Ții tu că nu se conduce ușor așa. Bă, e fun așa, știi? Altă chestie, direcția e destul de rapidă, știi? Văd asta, adică mașina răspunde. Da, răspunde și nu te aștepți să răspunde neapărat, știi? Răspunde destul de rapid. Nu ai foarte mult feedback în volan, în direcție. Adică anvelopele mușcă și tu simți la vreo jumătate de secundă spre o secundă după aia că mușcă anvelopele, mușcă puntea față, dacă e să simți până la urmă. Da, dar n-are mult ruliu, altă chestie. Nu exagerează cu ruliu, nu exagerează cu tangajul. Pedala de frână poate e un pic moale, dar asta poate să ținești de preferințe. Dar se vând în România, au vândut? Bă, nu, deci SUV Cars a vândut până acum cam 90 de mașini. În mai puțin de un an. Au vândut multe electrice, dar acum stau și ei după programul Rabla. Au vândut multe dube electrice, că au dube electrice. Știi? Micuțe, simple, mecanic, știi? Prin 80 am condus una decent, știi? Nu exagerează cu calitatea, dar e prețul, știi? E imbatabil. Dacă vrei, dacă ai un business urban și faci ceva, faci livrări, faci transport, florărie, ceva, și faci până în 200 de km pe zi, una din aia n-ai de ce să nu-ți fie ok. Ok, mai trebuie să mai lucreze un pic la garanție, nimic nu este perfect. Uite, cum ți se pare așa ca... Bă, deci trenul de rulare e destul de bun pentru combinația asta de carosabil pe care am mers noi până acum. Vezi, de nivelări, cu chestii, cu gropane și vezi, nu simți... Într-adevăr, la 100 pe oră începe să se audă zgomot de rulaj de vânt, oglinzile sunt cam foarte mari. Sunt mari, avantaj vizibilitate, dezavantaj aerodinamică. Și motorul, la 110 ai 3000 de ture, știi? Are treptele scurte, foarte, foarte scurte. Dar dacă vrei altceva, îți iei versiunea CVT, care e cu vreo 900 de euro mai mult sau ceva. Am înțeles. Și e interesant că oferă și manuală și automat, adică îți oferă opțiunea asta. Dar dacă cauți o mașină de 20.000 de euro, nu zic de cauți de cumpărat, să cauți să compari materialele. Și compari materialele și asamblare de la un Jogger sau un Duster cu asta, s-ar putea să iasă și vonată Dacia. Pe scaunul e la an lumină. Și scaunul e o piesă foarte importantă, da, a unei mașini. Este o piesă la fel de importantă ca și motorul. Tu n-ai stat în bike, eu am stat în bike. Scaunul ăla mi se părea mai ok. Cine dorește mult suport lobar, le are în fengon, în bike ai mai puțin și mi se părea că se dă un pic mai înfundat. Astea sunt mai, cum le zici? Fii atent aici. Yeah. Ceva ce nu prea vezi la multe mașini. Yeah. Da. Știi pe toți țăranii aia proști care merg cu farurile de ceață aprinse? Da. Pune-i farurile de ceață. Pune-i fază scurtă, da? Da. Păi nu are ceață. De ceață. Are. Da? Păi nu, acum ai ceață. Așa. Da. Și acum oprește motorul. Da? Și acum scoate cheia. Așa, nu te s-o scoți neapărat, doar să scoți contactul. Și acum pune-o la loc și pornește-o la loc. Da? Farurile de ceață se sting. Și tu trebuie să le stingi manual. Și să le prinzi manual. Interesant. Da. Hai, treci la volan. La ei probabil e ceva contravenție să mergi cu farurile de ceață aprinse, știi? Păi și la noi nu le uiți. Nu se merge cu luminile de ceață decât când este ceață, ploaie torențială, nisoare abundentă. Da, dar poate la ei legea e lege și se aplică, știi? Butoanele de oglinzi electrice, da, sunt de Toyota. Oglinzile, în schimb, nu se rabatează electric, se rabatează manual. Altă chestie,
motorul se încălzește repede la ea, știi? Și are și indicator de temperatură apei, ceea ce iar e o chestie bună. Da, are și indicator, păi, da. Ce mașini nu mai au astfel? Da. Mai sunt. Mai sunt. Da, vrei să vezi cea mai tare chestie? Versiunea electrică a mașinii astea are indicator de temperatură a bateriei, constant. O? Da, unde n-am mai văzut. Și versiunea electrică EC35-ul, care e tuba aia electrică, sau EC35, are turometru la baterie. Știi? Și o să ți le aduc să le filmăm împreună. Pentru că dacă tu îmi spuneai când am început noi să filmăm împreună că o să filmăm mașini chinezești noi, știi, în 4 ani. Să știi că până la urmă nu contează atât de mult unde se fac, cât cine și cât de pregătiți sunt cei care le fac și cât de mult vor să facă un produs de calitate raportat la suma care este dat versa, doar un produs de duzină. Da. Pentru că foarte multe din astea care se fac în Europa sunt efectiv produse de duzină, pe repede înainte, număr cât mai mare, nu contează că, pe lângă faptul că sunt proiecte bizare, scaune pătrate, butoane de tetai la mâini și așa mai departe, da, sunt și prost făcute. Deci proiect ieftin și prost, asamblare ieftină și proastă. Da. Vrei să știi ceva? Tu poți să umbli la tablou de bord de pe butoanele astea sau de pe astea. Au aceleași funcții. Adică au făcut și. Puteau să aleagă doar... spun eu de ce. În Chile și Argentina există o versiune a mașinii astea care nu are butoane pe volan. Și atunci au lăsat ălea două țâmburușuri acolo, da? Și da, la versiunile care au comenz pe volan au păstrat chiar și așa. Au păstrat și altă chestie pe care am observat-o la mașina asta, dacă este să nu iei în considerare zgomotul la viteză mare, nu simți viteza. Știi? Așa, dar vreau să zic, habitacul e destul de luminos, lasă-mă mai încet că mâzgă pe jos, Luci. Da, că ți-am zis că e ușor de controlat, Pirelli sunt tot 0. Dar nu vreau să văd cât e de ușor de necontrolat. Da, mă, ok. Ai vizibilitate bună și nu e claustrofobă, chiar dacă e o mașină cu plafon negru. Da, mașină cu plafon negru, are și un al treilea geam și bike-ul avea un geam micuț acolo, în spate. Nu e, vizibilitatea e ok. Da, aerul bagă rece repede, căldură repede, aia am simțit. E o mașină, bă, onestă, așa, știi? Mulți vor zice că își vor lua Duster fără drept de apel, știi, la suma asta. Și poate că ți-ai un Duster, dar ți-ai un Duster... Nu-ți vei lua o mașină cu scaune la fel de bune ca asta. Da, scaunele sunt, într-adevăr, bune. Ai o pernă bună, o mochetă bună în ea, știi? Uite, ea stă pe șosea aici cu alte mașini, făceai așa, știi? Și asta stă aproape plată. Ia fă un rev matching de la de-al tău. Hai că fac. Sunt într-a patra acum, da? Mai fac, ia fiat. Merge, vezi? Merge, da. Dacă nu o grăbești, merge, știi? Dacă nu o grăbești, merge. Faci tot să ajungi să faci rev matching la automat. Am făcut. Am făcut, să știi, la dublu ambreiaje am făcut. Și la mono ambreiaje, și la SMG-uri, știi, la pilotate. Într-adevăr, dacă vrei să schimbi repede, s-ar putea să îți agațe cutia, știi. Dar asta dacă nu ești hotărât, știi. Ia uite o blană. Într-adevăr, nu e mașină de viteză, știi. Nu e o mașină rapidă. Poți să faci depășiri cu ea, poți să faci în principiu cam ce vrei tu cu ea, dar trebuie să ții minte că este un motor aspirat de 1.5 care are puterea și cuplu sus. Dacă ești obișnuit cu ceva turbo, s-ar putea să te trezești că o ai mașina la 2000 de ture și nu-ți urcă dealul într-a 5-a, să zicem, sau ceva. Dar uite, o pui în turații și zgomotul, recunosc, da, deși motorul simte prezența. Dar sub virarea am văzut că vine... Oh, vaca, popa! Tu mă, nu mai speria așa! Eu? Doamne! Știi de ce stau pe stradă în fața mașinii? Nu știu. Văd boul la volan. Dar nu înțeleg, era legată. Da. Doamne. Dar nu era suficient de în scurt legată. Stai să vezi ce surpriză o să aibă ăștia. Poate vedem un biftec. Uite, ești tu. Vrea să
nu vrea să se destabilizeze. Da. Nu e nevoie să încerci la infinit aceste lucruri. Păi ești tu. La limită. La limită. Anvelopele Pirelli câteodată sunt aderente. Da, dar și mașina ajută la chestia asta, adică nu știu, n-ai ruliu, adică tu văzuși, uite, n-ai. N-ai ruliu ca la alte mașini. Fut. Nu știu, ceva se întâmplă, știi? Adică, ok. Că intrăm în Seatul din față. Nu intrăm, mă. Bodo FLR. Cine e Bodo FLR? E unul care cu Seat Exeo, adică un Audi A4, abia urcă. Abia urcă. Ok, motorul trebuie să-l țin. E posibil și asta să fie tot de 1.6. 105 cai, dar nu cred că are două tobe. E motorină. E motorină, are două țevi, da. Haide, popa, știu că poți. Ce să știi că pot? Te uiți în China, vezi că ai ce șanț că nu s-a terminat asfaltul. N-a fost frână la maximum. Nici n-am încercat o frână la maximum. Bă, să știi că ținuta e surprinzător de neutră, știi? Pentru o mașină de bani ăștia? Nu știu dacă e accidental făcută așa sau intenționat făcută așa, știi? Dar, da. Uite, crescut consumul la 7.2, că îi dădurăm un pic. Da. Uite, într-adevăr, ești între a 5-a la 2000, te înfigi în pedală și ea urcă, dar urcă mai greu. Știi? Trebuie să faci o depășire, mereu o faci cu a 4-a. Știi? Sau cu a 3-a. Știi? Nu e cea mai rapidă găină din coteț. Da. Nu e. N-avem de ce să mințim, știi? Nu. Dar întrebarea e ce vrei. Motor turbo mic, 3 pistoare, care se tragă un pic mai bine pe medii, dar nu știi cu durata de viață cu astea, sau un motor care știi sigur că după ce a fost omologat pentru Euro 6, o va fi fiabil. Ce să pice la el? Acum, ăsta nu e un clip de laudă, dar trebuie să arătăm și bune și rele, știi? Cam asta e. De asta ne bun, partea bună este prețul raportat la ce ți oferă, la calitatea asamblării, la calitatea finisajelor și așa mai departe. Da. Care este un plus? Spațiu. Și nu este un plus mic față de niște europeni, este un plus măricel. Da. Spațiu, ergonomia interiorului și așa mai departe. Ia. Rev match, 5 a 4. Bun. Dar vezi, e un pic zgomotoasă la 4000 de ture. Oh, 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 oh. Care frâne, să știi că nu. Și iată la manevra asta de față. Uite, alt avantaj, diametrul de bracaj, uipa. Diametrul de bracaj mic. Poți să întorci, știi? Chiar destul de mic diametrul de bracaj. Cel mai bine știi cum se simte. Accelerație medie până pe la 3000 sau aproape de 3000 și mers liniștit, calm. Îi dai a 5-a la 70 și îți consumă un fel de 4.5 spre 5 la viteza asta, știi? După aia dacă urci, pe la 110 îți ia 7, știi? Cam așa. Eu am venit cu ea destul de tare, știi? La Severin cu ce ai fost? Poftim? La Severin cu ce ai fost? Cu asta. Cu asta. Cu asta. Uite, am făcut 347 de kilometri și încă n-am ajuns la jumătate de rezervor. Cam atâta mai duce de aici încolo, știi, mai duce un 300-300 și ceva, că așa am luat-o, am golit-o și am făcut plinul, știi. Și eu sincer, pentru o flotă de Uber, dacă nu vrei să te duci în Duster sau oricum, poți să te duci în Logan 1.0, dacă vrei ceva un pic mai sus, care să aibă piele, că asta e mișto, știi, ai piele pe ea și o faci flotă de Uber pe GPL, eu zic că e ok, spațiu spate. GPL-ul se spune, GPL. Uite Loganul cu siglă nouă. Spune GPL-ul. Poftim? GPL-ul. GPL-ul. Am văzut pe unii pe un canal pe aceea. Tot pomenesc de GPL-ul, GPL-ul, GPL-ul. Da. Și au mai zis de niște piese. Scria pe un capac la... Pe un acolo ceva, la motorul unei mașini, scria Feel Now. Sau Feel Gas, ceva de genul. Aha. Și se întreba respectivul ce firmă e asta, Feel Gas ăștia. Feel Gas. Ei, și încă o chestie. Scaune încălzite, dacă vrei, se montează la cerere, la reprezentanță. Deci poți să ai și de asta dacă vrei. GPL, nu, ori GPL, ori scaune încălzite. Dacă vrei persoană fizică, îi pui scaune încălzite. Dacă vrei să o folosești pe post de flotă. Eu asta o chestie interesantă, s-au ieftinit combustibil, dar GPL-ul nu. GPL-ul nu. E tot 4 lei. Dacă GPL-ul... Și acum benzina 6 lei, adică bă, something is... Păi da, GPL-ul e gaz. Păi de ce s-a scumpit GPL-ul când s-au scumpit și ceilalți combustibili?
las-o. Bă, nu vrea să fugă. Dar nu trebuie să fugă. Las-o așa, mergi normal. Nu vrea. Vedești? Nu vrea. Stă pe trasă. Dar am condus o grămadă de mașini pe drumul ăsta. Da? Și nu vine să cred. Vedești? Mie nu vine să cred că cu fiecare mașină care o conduci pe aici exagerezi mai rău, mai rău, mai rău. Păi, da, da. Unde vrei să ajungi în șanț? Trebuie să vadă lumea. Unde vrei să ajungi în șanț? Singurul om care a ajuns în șanț aici a fost Sorin, un prieten al meu, care a intrat într-un șanț, avea un Sandero de 1.6. Așa. Și a intrat cu el în șanț. Păi, mai știu eu pe unul pe sus pe aici. Da. Nu vrea, uite și tu, nu vrea, uite și tu. Las-o! Gata. Înțelegi? Eu nu știu cum îți dă oamenii ăștia mașini. Ei se uită la clipurile tale. Se uită. Sunt aceiași oameni care mi-au dat Ferrari, F8 și Mustang-ul. Știi? Și cu ăla tot așa ai mers. Da, mai tare. Faidecă. Dar, uite și tu, nu vine să cred că un crossover chinez compact poate să stea atât de bine pe curbe. Dar vrei să știi care e chestia? Până acum nici eu nu i-am dat așa. Eu am zis că ok, stă bine pe curbe, nu știu ce, dar niciodată n-am fost așa. Și ok, nu, poate nu ești implicat în procesul de a conduce atât de mult direcția, nu prea o simți, știi? Schimbătorul nu poți să schimbi, nu e mașină de Formula 1 să schimbi rapid în ea, rapid cu ea. Nu știu, are câteva chestii bune. Ok, e zgomotoasă, la viteze mari, are două airbag-uri, n-are radar frontal, scaune încălțite, ți le pui la reprezentanță, ceea ce e bine că poți să faci. Dar garanția este de doar 2 ani, dar rețeaua de service și de totul e în creștere. Se lucrează spre a avea o garanție mai mare, se lucrează spre a avea Apple CarPlay și Android Auto. Importatorul și cu producătorul chinez lucrează spre a îmbunătăți lucrurile care încă mai au de crescut. Și hai să spun, când a venit D1 în România, de fapt nu D1 în România, a venit D1 în Europa, în Marea Britanie în principal, ce-au adus D1 coreeni? Bă, au adus garanție și customer satisfaction, știi? Chestii de after sales. Adică se ducea englezul, avea garanție 5 ani la Cielo sau la Espero sau la mai știu eu ce mai avea și toate serviciile post-vânzare erau bune, știi? Chinezii, dacă ar învăța chestia asta și ar aduce o garanție 5, 6, 7 ani cum au coreenii, da, ar rupe. Și îți spun eu o chestie. Dacă ei o să vândă mai multe mașini, atunci... Bă, tu văzuși cum făcu? Era Dita mai gropana. Văd. Deci, incredibil. Așa, dacă chinezii ar vinde mai multe mașini în România, atunci profitul s-ar duce pe mai multe unități și n-ar trebui să le-ar face mai ieftine, știi? Le-ar vinde mai multe și implicit le-ar vinde mai ieftin. Da. Dar mai există reticența asta a românilor, știi? Uite, Italia e plină de mașini chinezești. Și da, de magazine chinezești. Și de cartiere chinezești. Da. Egiptul e plin de mașini chinezești. Da. Și așa mai departe. Da, da, și ce e curios. Ăsta e doar început. România nu e plină de mașini românești. E, păi da, n-am, dar nu poți să-i obligi pe toți să-și ia Dacia. Dar nu-și cumpără, dar nu-și cumpără. Totuși, Loganul și Duster-ul rup în țara noastră. Nu, ia numărele, ia, hai uite-te câte vin din față, ia. Până plecăm noi de aici. Un BMW, Volkswagen, Ford, Volkswagen. Asta zic. Păi, și tu mai cumpără și second hand, mai. Am văzut pe unul, un mare fan Dacia care a plecat nu știu ce călătorie. Așa. Cu ea. Așa. Pe lângă faptul că i s-a stricat o piesă care o pusese nouă, gen caseta de direcție. Așa, dar de ce o pusese nouă? Păi că a plecat cu ea în călătorie, să aibă totul nou. Așa, s-a stricat prin Franța. Așa. Și a reparat-o în Spania cu una de la dezmembrări. De acord, dar ești de acord că dacă o punea pe aia veche, aia ținea mai mult? Mă rog, nu contează asta, dar n-am în călătoria lui prin străzile alea, prin orașele, pe unde... Bă, nu sunt așa de multe cât zice lumea. Buici, colo, vezi? Da, dacă... da, uite, Sandero, da. Sandero e cea mai vândută mașină pe persoană fizică din Europa. Da, Luci, dar și ceilalți vând. Și ceilalți? Păi, pentru că dacă ar fi așa de vânte, s-ar vedea în realitate. Nu e așa. Nu am vezi am parcările pline. Am mai văzut și eu câte una, adică nu sunt parcările pline, păi, doamne ferește. Atunci spui că ești un hit. Domne, ce suc bei? Coca-Cola. A, că există Adria Cola, Fanta Cola, nu știu, mai e una.
Da, dar procentul e infim mai mic decât originalul. Sau... Păi, de acord, dar Dacia e o firmă nouă pe alte piețe. La fel cum chinezii sunt noi pe piața noastră. Știu, dar ni se și bagă niște, niște exagerări din astea. Da, cea mai vândută mașină persoană fizică din Europa. Ok, că cumpără ăștia golfuri și terocuri pe flote și pe jouri și așa mai departe. Asta e altă chestie, pe flote, pe mașini de firmă. Dar pe persoană fizică, oamenii din buzunarul lor cumpără Sandero-uri, să știi. Duster-ul a mai scăzut un pic la vânzări, dar Sandero încă se ține bine. Și în general Sandero stepă-i. Că nu o să găsești Sandero-uri vechi, n-o să, toate acum sunt ăștia noi, știi? Dacă le compari cu procentul numărul, cu procentul mașinilor 2021-2022 pe alte în vest, o să vezi că stă bine. Dacă le compari că 2020-2019-2018, așa că nu se vindeau atât de bine, atunci e altă mâncare de pește. Dar ceea ce a făcut Renault cu Dacia în vest, lovitură de geniu. A vândut mai mult, se vând mai multe Dacia decât Renault. La fel a făcut și OMV cu petrolul românesc. Și cehii cu curentul, și francezii cu gazul. Da. L-au luat ieftin și l-au vândut scump la ei acolo. Sau l-au vândut unde au avut piața de desfacere. Același lucru este și cu Dacia. O facem ieftin, cu ce am mai avut prin magazie, și o vindem scump. Am văzut că există, poate fi configurată cu 18.000 de euro în logat. 17.010 euro am văzut. Eu astăzi am văzut 18.000 de euro. Zic, bă, nu se poate așa ceva. Mi-a călcat cineva doza. Nu cred că ți-a furat-o. Nu, cred că ea e călcată de acolo, că acolo o lăsai. Păi înseamnă că ai călcat-o chiar tu, că n-avea cine altcineva. Sau din toată parcarea asta goală. Dacă am auzit-o, am auzit când am plecat că am călcat. Acum aia și beau. Alta nu mai am să-ți dau. Clătită. Mergem și luăm. Și cine plătește? Plătesc eu. Promite pe cameră. Promit pe cameră că plătesc eu. Aleluia. Aleluia. Hai. Bun. Acum, că consumul e același. 7.1, da. A crescut la 7.2 pe urcare. Da, ai și tras de ea un pic. Am și tras de ea. Am și tras de ea. Bă, asta e. Asta e prima... Oprește-o. Prima experiență a ta cu o mașină chinezească. Mă așteptam să fie mai rău, dar nu e. Adică e de atâția bani, de atâta faci. Da. Cam așa. E un produs, totuși, de buget. Dar un produs de buget care îți mai dă niște chestii în plus. Da, acolo. Știi ce e interesant? Câte vând în China ei? Asta nu știu. Pentru că dacă vor vinde număr mare, automat vor acumula experiență. Păi nu. De service. Dongfeng e mare mașină. Dacă Renault, marele Renault lucrează cu Dongfeng în China ca să facă Dacia Spring și pe viitor vor lucra cu Geely. Hai, spune poezia. Da, rămâne să... Asta e. Ca să fii acum pasionat de mașini, e foarte mișto pentru că vezi cum evoluează treburile, știi? Ok, acum noi mergem spre electrificare, spre hibridizare. Vine Joggerul care e 24.000 hibrid. Și vin chinezii cu 1.6 benzină, mecanică simplă, știi, cutie manuală. Bravo, exact ce europenii nu mai încep să nu mai ofere. Și există o piață și pentru astfel de mașini. Ok, o fi mare, o fi mică, asta nu știu, rămâne de văzut. Dar scopul nostru este să le prezentăm. Și mașina asta este Dongfeng, sigla de Dongfeng, da, în colaborare cu Socon, adică DFSK, Dongfeng Socon, Dongfeng DFSK, Fengon 500. Problema e că noi în Europa, asta variantă electrică se vinde sub numele SRS3. Știi? În alte țări e DFSK, SRS3 și mai departe. În alte țări asta e Glory 500. Păi de capul. E cu numele, sunt cu... Înțelegi? Mm-hmm. Trebuie să doar să le învățăm. Hai că ai făcut un episod de o oră. Gata, mă. Și ai vorbit singur. O acolo. Să mai tăiem. I-am vorbit singur. Da? Așa. Ce părere aveți în comentarii despre mașină? Ne auzim în comentarii. Like la clip și subscribe la Mașini cu Luci Popa și Automaster și Eva Mihai Popescu. Da? Mulțumim sufcars.ro pentru mașină și mulțumesc că mă lăsați să o țin mai mult. E mașina mea, practic, acum. Iată. Ce? Hai, așa e, mașina mea. Am înțeles. Cumpărată pe banii mei. Da. Dacă facem frontal... Cine crezi că este mai bine? Da. Nu facem frontal. Nu facem frontal. Nici lateral, nici de niciun fel. Da. Adică pe tine s-ar putea să coste doar bani, pe mine s-ar putea să coste oase. Ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Gata, mulțumim pentru atenție, ne vedem în episodul următor. Sufcars.ro, intrați să vedeți ce mașină am. Bye, bye.